Calendarul final de înscriere în clasa pregătitoare urmează să fie publicat în Monitorul Oficial împreună cu metodologia, anunțat ministrul Educației Ligia Deca. Conform documentului, în perioada 11 aprilie-14 mai este programată depunerea, transmiterea cererilor tip de înscriere la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor. Pentru a veni în sprijinul părinților și al tuturor celor implicați în procesul de înscriere, după publicarea documentelor în Monitorul Oficial, vom pune la dispoziția tuturor celor interesați un material cu principalele întrebări și răspunsuri referitoare la înscrierea copiilor la școală. De asemenea, în perioada înscrierilor și până la sfârșitul acestora, la nivelul fiecărui inspectorat școlar va fi disponibil un număr tel verde unde părinții vor putea suna pentru a primi gratuit informațiile de care au nevoie pentru înscrierea copiilor, a transmis ministrul Educației. Între 14 și 17 mai va avea loc procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. Între 20 și 27 mai va avea loc procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție pe locurile rămase libere. În 28 mai vor fi anunțate rezultatele. În 29 mai va avea loc afișoarea candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. În 30 mai are loc comunicarea procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile după prima etapă de înscriere. A doua etapă de înscriere la clasa pregătitoare începe în 31 mai și se încheie în 21 iunie, când vor fi afișate listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.